Iar meteorologii anunță că temperaturile vor scădea chiar și cu 10 grade în unele zone. Toate detaliile vin de la meteorologul Oana Păduraru, alături de mine în studio. Oana, bună dimineața din nou! Bună dimineața, bine v-am găsit. Da, într-adevăr, o răcire a vremii chiar semnificativă, aș putea să spun, având în vedere că ieri s-au înregistrat și maxime temperaturi măsurate la umbră de 37 de grade, desigur, temperaturi resimțite de 40 și chiar peste 40 de grade. În zilele următoare, la acest sfârșit de săptămână, ne bucurăm de o vreme plăcută din punct de vedere termic, pentru că temperaturile într-adevăr, în unele zone vor scădea considerabil. Ne așteptăm ca astăzi maximele să fie cuprinse între 23 și 34 de grade. Valori de 34 de grade vor mai fi în Muntenia, în partea de vest a Dobrogei, dar și în sudul Moldovei. Însă, mâine și poimâine, sâmbătă și duminică, ne așteptăm la valori termice chiar mai scăzute. În sud-estul țării vor fi 30-32 de grade, iar în restul teritoriului temperaturile maxime vor fi apropiate de normele specifice acestei perioade și se vor încadra în general între 24 și 30 de grade. În ceea ce privește regimul termic nocturn, ne așteptăm ca temperaturile minime să fie cuprinse în general între 10 și 20 de grade. În continuare, cele mai ridicate valori se vor înregistra pe parcursul nopților în zona litoralului, iar la începutul săptămânii viitoare, din nou treptat în zona țării noastre va pătrunde o masă de aer foarte cald care va determina spre mijlocul săptămânii viitoare temperaturi foarte ridicate ce vor ajunge și vor depăși pragul caniculei. Din punct de vedere al ploilor, încă astăzi instabilitatea atmosferică va fi accentuată în partea centrală, estică și sud-estică a țării, în zona Transilvaniei, în Carpații Meridional și Oriental, dar și în Moldova, Dobrogea și Muntenia. Ne așteptăm la averse torențiale în această după-amiază, descărcări electrice frecvente, intensificări ale vântului vijelii, dar și căderi de grindină și totodată cantități importante de apă în intervale scurte de timp, 20-25 de litri pe metru pătrat și pe arii restrânse se vor putea depăși chiar 40 de litri pe metru pătrat. La sfârșitul săptămânii, sâmbătă și duminică, pentru că tot vorbeam de litoral și de zona asta montană. Exact. Asta, la mare sau la munte, ca să știm. Preferabil ar fi în zona litoralului, chiar dacă astăzi și mâine, în prima parte a zilei, vor mai fi posibile ploi și descărcări electrice, totuși din a doua parte a zilei de sâmbătă și duminică ne așteptăm la o vreme frumoasă, însorită. La munte, într-adevăr, pe parcursul după amiezelor și al serilor, mai sunt posibile averse și descărcări electrice. Oana, mulțumesc tare mult pentru aceste informații.